acea divină și ilustră timiditate care păzește tezaurul și regalia sufletului. Ah, dar cât de mult mi-aș dori să inoculez cel puțin într-un suflet ceva de felul veninului al neliniștirilor și al spaimelor. M-ar mai consola puțin pentru neînsemnătatea faptelor care constituie viața mea. A reuși să pervertez pe cineva ar deveni scopul vieții mele. Dar există oare vreun suflet care să vibreze la cuvintele mele? Le aude oare altcineva decât mine?